FEMIN, dezvoltarea competențelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar pe o piață inclusivă a muncii. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Inegalități de gen sau inegalități între bărbați și femei ai în familie, ai la școală, găsești în mass media, găsești în relațiile cu autoritățile, inegalități de gen găsești în biserică sau sunt instituții care cumva alimentează aceste diferențe. Și în principiu, ideea e că în interacțiunea din viața de zi cu zi, noi prin stereotipuri, prin prejudecăți, prin definirea unor roluri pe care le atribuim bărbaților și femeilor, construim niște diferențe între bărbați și femei. Nu e o problemă în sine că sunt diferențe între bărbați și femei. Problema e că diferențele astea se transformă în ierarhii și că, în principiu, femeile sunt sistematic dezavantajate și ocupă poziții inferioare în societate. Foarte puține femei în politică. Ciudat cum foarte puține femei în conducere în diverse ministere și organismelor. Deci suntem acum vreo 11%, 12%, da? Femei în Parlament, în Camera Deputaților, da? În partide puține. Deși știți foarte bine că numeric suntem jumătate din populație și mai mult, cifrele arată că suntem mult mai din ce în ce mai multe cu studii. Mai multe fete decât băieți au studii superioare. Uitați-vă cam la toate facultățile să vedeți că marea lor majoritate sunt femei. Și totuși, când e vorba de conducere și de politică, sunt ei. În funcții foarte importante sunt bărbații. Și am stat și m-am gândit așa și am dat în decursul anilor în istorie. Păi, Regina Maria cum a fost? Regina Elisabeta și toate reginile acum care sunt, nu mă știu, dar poate s-ar putea să încur și Suedia și mai știu cine are, nu sunt femei, nu sunt puternice? Și la noi în țară sunt atâtea femei puternice care, într-adevăr, nu ni se permite să iasă în față. Sistemul de sănătate este hiperfeminizat. Deci multe din problemele sectorului de sănătate sunt probleme ale angajaților din sectorul de sănătate. Angajații aceștia, cum spuneam, nu sunt neutri, ci sunt, în mare majoritate, femei. În societatea românească actuală, plină de contraste, de stridențe chiar, din cauza suprapunerii forțate a diferitelor seturi de valori contradictorii, se simte nevoia unor repere. Domnule, cam care fi soluția? Cine ne poate ajuta? Cine ar trebui să intervină, să ofere un spațiu în care noi să ne simțim mai bine și acasă, mai bine și la serviciu? Și spun un principal ca acum. Iar pentru a găsi soluții la combaterea stereotipurilor cu care se confruntă societatea românească, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, a derulat în ultimii ani unele dintre cele mai complexe programe care promovează egalitatea de șanse și integrarea socioprofesională în rândul femeilor. Cel mai recent proiect în acest sens este FEMIN. Sunt alături de dumneavoastră, după cum știți foarte bine, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașilor și Asistenților Medicali din România este preocupat, așa cum prevede și legea, cum este misiunea acestei organizații, de pregătirea profesională a asistenților medicali și în acest sens nu ne-am limitat numai la activitățile pe care le desfășurăm în cadrul Ordinului, și am încercat să atragem și fonduri europene ca să suplimentăm toate activitățile în acest sens. În ultimii 5 ani am fost implicați în derularea a 4 proiecte cu finanțare din Fondul Social European, 3 în calitate de beneficiar și unul în calitate de partener. Și am desfășurat
cu mare profesionalism și toate s-au finalizat cu succes. Am fost preocupați nu numai de pregătirea asistenților medicali, ci și a altor categorii profesionale din cadrul sistemului sanitar. Și în acest sens se înscrie și proiectul de astăzi. Într-un sistem puternic feminizat, așa cum este sistemul medical românesc, este o bucurie să lucrezi într-un proiect cu un nume predestinat Femin. Femin, dezvoltarea competențelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar pe o piață inclusivă a muncii. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. De faptul că acest îndemn poate fi pus în practică, s-au convins numai puțin de 700 de femei din sistemul sanitar românesc. De altfel, beneficiarele proiectului Femin derulat în 3 regiuni ale țării. Cele 3 regiuni vedeți aici, în care s-au desfășurat: București, în sud, vest, Oltenia, Gorj și Olt, Constanța, Galați și Vrancea. Obiectivele esențiale Femin au reușit să îmbrace în tocmai atât sufletul femeii aflat într-o continuă zbatere, cât și dorința acesteia, din păcate prea puțin mărturisită, aceea de cunoaștere și de autodepășire. Ce ne-am propus? 2 componente. Partea de dezvoltare a carierei și egalitatea de șanse, promovarea egalității de șanse în rândul femeilor din sectorul sanitar și, bineînțeles, activitatea importantă, să spunem așa, în cadrul proiectului, cursurile de calificare, dezvoltarea abilităților pentru 700 de femei. Cât de fragil poate fi echilibrul între viața de familie și viața profesională a femeilor, dar și care sunt soluțiile care vindecă sau măcar pe termen scurt ameliorează rănile provocate de inegalități. Sunt doar câteva dintre elementele cheie care au oferit atelierelor de lucru din cadrul proiectului dimensiuni neașteptate. 15 ateliere pe tema egalității de șanse, a reconcilierii vieții personale cu viața profesională, rolul și importanța pe care o are dezvoltarea carierei la orice vârstă. Niște ateliere plăcute, creative, prietenoase, jucăușe, chiar cred că așa am gândit aceste ateliere. Știam că femeile vin de multe ori direct de la serviciu, știam că ele sunt obosite, știam că au o grămadă de lucruri pe cap, că disponibilitatea de timp este foarte redusă și am apreciat faptul că au participat la aceste ateliere și atunci le-am gândit într-un spirit mai ludic. Sigur, fiecare atelier are personalitatea lui și, cum să spun, nu seamănă unul cu altul, da? Chiar dacă în mare exercițiile erau aceleași, fiecare grup are dinamica lui. Și nu în toate m-am simțit la fel de bine, sau în toate m-am simțit bine, dar nu în toate la fel de bine. M-a impresionat, au fost câteva ateliere în care femeile au venit după tura de noapte. În momentul în care am aflat că ieșiseră din tura de noapte și noi la 10 le-am luat la trăinat, m-a apucat și o jale, și o milă pentru ele și un respect, realmente un respect pentru efortul ăsta, da? De a veni după noapte și mi-închipui că gărzile în spital nu sunt de dormit, da? La lipsa de personal care este. Un respect pentru această dorință de a mai afla ceva în plus, mai ales pentru că poate atelierele alea au fost și cu un grup, grupuri foarte active, foarte interesate, puse pe dialog, da? Deci să vezi o asemenea prospețime și interes la un grup de 20 și 30 de femei care vin după nopți de neson, e impresionant. Evident, fiecare poveste impresionantă sau fiecare strigăt tăcut care au reușit să răzbată în cadrul atelierelor de lucru nu s-au risipit în discuții sterile. Prin interpretarea specialiștilor egalității de șanse din cadrul proiectului Femin, acestea s-au concretizat într-un adevărat instrument pentru schimbare. Ghidul de bune practici este publicat în 2500 de exemplare și putem să fim mândri pentru că
are un cod ISBN, este distribuit în toate cele 8 filiale ale Bibliotecii Naționale. După obținerea codului am fost obligați să punem la dispoziția Bibliotecii Naționale o serie de exemplare care să fie trimise în țară, deci poate fi citit și în Biblioteca Națională și este un motiv de mândrie, e frumos. Un gen de instrument care nu trebuie citit ca coadă, pot să mă uit pentru că îmi folosește să văd niște termeni, am uitat ce-i cu genul, mă uit și îmi reamintesc acolo, reconciliere, mă uit și văd ce înseamnă acolo, da? Deci am un mic dicționar specific pe egalitate de șanse, vreau să-mi amintesc un pic de legislație, pot să găsesc asta, deci pot să iau să frunzăresc, e foarte util și din punctul ăsta de vedere, pentru cei care se ocupă, managerii, cei din sindicat, nu e rău să parcurgă bucățele din acest material ca să înțeleagă cum se pun problemele și să vadă care-i percepția angajaților din sistem, ca să vadă ce ar putea să facă pe zona lor de expertiză. Deci cred că poate fi folosit de cei din sistem ca asistenți, de cei din sistem ca manager din sistem care pot să ia niște decizii în favoarea, să zicem, concilierii vieții de familie cu cariera și de ce nu poate la fel de bine să fie numai m-aș bucura să ajungă și la minister, la factor de decizie din cadrul ministerelor, care pe baza unor asemenea materiale cu niște date care sunt în urma unor cercetări profesioniste pot să înțeleagă mai bine cine sunt angajații din sistem, care sunt problemele văzute de cei care lucrează în sistem, nu de cei care unor fac politicile de sus în jos. O altă activitate esențială a proiectului Femin, care a vizat reconcilierea vieții de familie cu viața profesională, a reușit să înlăture nu numai bariere, ci și granițe. Astfel, 60 de femei au participat la un schimb de bune practici în domeniul egalității de gen la partenerul transnațional Consejo General de Enfermeria în Madrid, Spania. E o vizită în care ne propunem să avem un schimb de bune practici sau să vedem efectiv cum se lucrează într-o țară în care mișcarea pentru drepturile femeilor e un pic mai avansată ca la noi și în care ne așteptăm noi să găsim soluții pe care de ce nu să le transferăm inclusiv pe ce înseamnă sistemul medical în România. Cine este Consejul General de Enfermeria care ne-a primit și a organizat împreună podiumul din România? Este o organizație profesională similară din Spania, care are ca obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical. Sunt înființați de peste 100 de ani, așa că au experiență tot ceea ce ține de această profesie. Iar pentru că formarea continuă este una dintre preocupările de bază ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, MOAŞ-elor și asistenților medicali din România, și de această dată, prin cursurile de calificare din cadrul proiectului Femin, beneficiarele au obținut deja garanția unui viitor sigur. Femeile, după ce au participat la atelierele de lucru, au fost selectate pentru cursurile de calificare. Să amintim de promovarea proiectului, pentru că, așa cum se știe, pe proiectele finanțate din fonduri europene, materialele de toate se conține elemente de vizibilitate obligatorii și au primit sacoșe, au primit carnețele, pixuri, toate cu semnele proiectului și au fost foarte fericite să le primească, iar pentru partea de cursuri au primit pentru teorie un suport de curs de îngrijitor în respectiv de babysitter pentru 90 de femei. Pe principiul îmbătrânirii active, dar și a dezvoltării și inovației TIC, alte două obiective orizontale alături de egalitatea de șanse pe care am încercat în aceste proiecte să le atingem. Organizat cursuri de perfecționare, inițiere în tehnologie, informație și comunicație. Nu putem să mai vorbim în ziua de astăzi de o profesie fără să vorbim de informatizare. Dincolo de calificarea recunoscută printr-un certificat și satisfacția că au reușit să dobândească niște cunoștințe atât de necesare în îngrijirea vârstnicului la domiciliu,
cât și o satisfacție personală prin faptul că au reușit să-și demonstreze că sunt capabile să-și îmbogățească cunoștințele și să își continue pregătirea profesională pe mai departe. Nu treptele succesului sunt importante, ci treptele împlinirii sufletești. Iată că și acest proiect Femin este o transpunere în practică și la noi în România și la noi la Ordinul Asistenților Medicali a acestor politici de formare profesională continuă de-a lungul întregii vieți, de altfel motoul întregii politici, putem spune, a Uniunii Europene privind resursa umană. Mulțumesc echipei de management a acestui proiect Femin. Mulțumesc conducerii Ordinului Național și tuturor experților care s-au implicat și și-au depus întreaga pricepere, întreaga capacitate de muncă pentru a finaliza cu succes acest proiect care ne face și nouă, ne dă și nouă satisfacția muncii, dar mai ales, cu modestie spun, reușește să facă și niște oameni mulțumiți, fericiți și mai ales dă încă o șansă și mai multe speranțe oamenilor de a-și face o viață mai bună. Femin, dezvoltarea competențelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar pe o piață inclusivă a muncii. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.